Cei pe care îi vedeți sunt majoritatea elevi de liceu, mulți dintre ei abia ieșiți la orele serii de la liceele aflate în centrul orașului și numărul lor nu a trecut de 100, deși pe rețelele de socializare se anunțau sute de participanți. Repertoriul același ca în fiecare seară, mai puțin vocal însă, dat fiind și numărul mic al celor care și-au strigat nemulțumirile. Și pentru a pune ceva sare și piper pe eveniment, manifestanții, copii în majoritate, dar care strigă lucruri serioase, gen jos corupția sau vrem locuri de muncă, și-au ales drept țintă pe cei din forțele de ordine, jandarmi, polițiști și polițiști locali, pe care și-au pus în gând să-i plimbe prin tot Piteștiul, chiar să alerge cu ei pe urmele lor. Și asta pentru că seară de seară, forțele de ordine au fost prezente în număr mare în centrul Piteștiului pentru a evita orice incident. Corupția ucide! Corupția ucide! În timpul marșului din Pitești, unui protestatar s-a făcut rău, prietenii lui l-au strobit cu apă și au sunat la 112. Imediat, un echipaj de terapie intensivă mobilă a ajuns la fața locului și a acordat primul ajutor. Nu a fost grav, doar o cădere de calciu, dar intervenția echipajului a fost aplaudată de manifestanți. Protestatarii s-au plimbat între sediile primăriei Pitești și prefecturii Argeș până spre miezul nopții.